say, what you got? I think my little puppy brought me a toy. Hello everybody and welcome back to my channel. My name is Heleana and I am sitting in my bedroom, and as I told you guys in my Instagram, I am currently working on a vlog from me and Andre when we went over the weekend throughout Romania, and that vlog is going to take forever. There was so much footage that I got, and it's gonna be hard to get it all into about 15 minutes or less. But anyway, in the meantime, I posted on my Instagram that I would love to do like a sit down talk again, but this time I thought that I would spice things up a little bit. And you gotta stop playing with this toy. And film this vlog in Romanian, which right now I'm sick, so that makes my accent even worse. But I do speak Romanian. I mess up. I've never taken a class before though, and we moved to Romania when I was 7. If you want more details on that, see my first vlog. But when we moved here, I was homeschooled, and I remained homeschooled until I graduated high school, and I made it into medical school, so my homeschooling was pretty good. But I was homeschooled, and so the way I learned Romanian was not through classes or anything. It was just by, well, I'm a social person and I love to talk to people, and I would go outside. I lived in a little village right outside of town, and I would go outside and try, look at this tail, look at that. I would go outside and play with kids, and that is how I learned Romanian. I actually just learned the phrase, how do you say, and then I would point or either ask something out, and that's how I learned Romanian. So anyway, my grammar is obviously not going to be 100% perfect, but yeah, I thought it would be really fun if I filmed this vlog in Romanian. And so one of the videos that were requested were, what are 20 random facts about myself? So I thought that I would do that in Romanian, so I will switch into Romanian now. Oh, but also for my American friends, I will be putting subtitles below. So don't worry, you can still tag along. Ok, deci tot mai am scris 20 de lucruri despre mine, dar am un pic emoții să vorbesc în română pentru că am accent destul de gros, presupun. Dar am compus 20 de lucruri despre mine și vreau să vi le spun. Deci prima ar fi că ador animalele. Deci în viața mea am adoptat de pe stradă o grămadă de căței. Am adoptat și un porumbel odată. Eram cu Andrei în mașină și mergeam înspre casa părinților și am văzut un tir care din greșeală a lovit un porumbel, și când am văzut că a zburat de pe parbriz pe jos, am văzut că încă se mișca și vroia să se dea de pe drum și am zis de Andrei să ne întoarcem, să mergem să luăm porumbelul. Și am avut singurul lucru care am avut în portbagaj a fost o găleată pentru popcorn. Le-am băgat în ăla și le-am numit popcorn. And până la urmă s-a făcut bine după vreo 3 săptămâni și am făcut și un ceremony în care am lăsat porumbelul să meargă liber. Al doilea lucru despre mine e că din cauza că ador animalele, mănânc vegetarian. Acasă tot timpul mâncăm vegan și mereu îmi place să fac mâncare vegană, dar este și când mâncăm brânză, pentru că brânza e bună și deși știu că nu e foarte sănătos, totul mâine, dar rar. Mai rar. Al treilea lucru este că sunt creștină. What are you doing? Filming a vlog, what are you doing? Are you still rolling? Yeah. Good boy, good boy. Get him, get him. Bye. Bye. Good boy, MJ, you got him. Și cred că există Dumnezeu și de asemenea cred că și-a trimis singurul fiu în lume și cred că el m-a mântuit. Upsi. Și, da, cred că scopul vieții mele e să spun altora despre el și să le arăt lumina lui și cred că de acolo îmi vine toată bucuria and all of my joy. And so, yeah, I've been a Christian for... Sorry I switched to English. Sometimes things will come to me in Romanian faster than they'll come to me in English and vice versa. So sorry about that. I cheated. Sunt creștină de... 7 ani, deși am crescut într-o familie creștină și am crezut în Dumnezeu, nu mi s-a schimbat viața până pe la 13 ani. So, cool!
știți vorba aia cu paharul, dacă îl vezi jumate plin sau jumate gol. Eu mereu văd paharul ca fiind jumate plin, pentru că cred că e o risipă să fii negativ, sincer. Și toată lumea îmi spune, da, Heleana, trebuie să fii realistic și... Păi, eu nu vreau să fiu. Vreau să cred în miracole și vreau să cred că poți să reușești să faci orice în viața asta dacă lucrezi din greu și încerci. And yeah, I think that being positive is a lot better than being negative. I mean, dacă am de ales să fiu una sau alta, normal că o să aleg să fiu pozitivă. Îmi place foarte mult cafeaua. Beau cam... Păi, la un moment dat beam 3 pe zi, dar acum încerc să reduc la un pahar, deși îmi place foarte mult ce gust are. Numărul 6, sunt din America, deși ne-am mutat în România când aveam 7 ani. Ne-am mutat în țară fără să cunoaștem pe nimeni și fără să avem familie în România. Numărul 7 e că cred că o zi în care n-ai zâmbit e o zi irosită, pentru că cred că ar trebui să fii pozitiv. Adică normal că sunt momente în care o să fii trist și se întâmplă lucruri rele și e normal să fii supărat, dar în mod normal, cred că o zi în care n-ai zâmbit cuiva sau să zâmbești așa în general, I feel like e o zi irosită. Un alt lucru despre mine e că îmi place să vorbesc cu oameni străini. Nu neapărat oameni din alte țări, dar oameni pe care nu-i cunosc. De exemplu, când mergem la magazin și ne luăm cumpărăturile și toate astea, ori când mergem la casă, mereu îi întreb pe cei de la casă cum sunt și cum le-a fost ziua și toate astea și mereu se uită la mine, like... De ce mă întreb? Nu mă cunoști. Dar cred că e important să fim buni unii cu alții. I think we should spread joy around if we can, so we might as well. Și acum, din cauza că mereu vorbesc cu cei de la casă, toți mă cunosc și acum vorbim la casă oricând mă duc la magazin. Numărul 9. Îmi place foarte mult să fac sport, dar cel mai mult îmi place să alerg. Dacă aleg să merg la sală sau să alerg, de obicei îmi place să alerg, deși recent m-am înscris la sală pentru că e vreme mai nașpa și o să trebuiască să merg la sală și o să alerg acolo. Pe the treadmill. Yeah. Oh, pe bandă de alergat, așa se numește. Numărul 10. Când sunt stresată, vreau să fac curățenie. Deci, oricând am avut o zi grea sau dacă supărată pe ceva sau pe cineva, whatever, whatever, vin acasă și fac curățenie. And, oricum îmi place să fie casa curată, dar când sunt stresată, vreau să fac curățenie foarte... în detaliu, să zic așa. Îmi place să fac curățenie vreo 2 ore când sunt stresată, pentru că simt că fac ceva productiv și în timpul ăla mă pot gândi în la la la. De asemenea, dacă sunt stresată și casa e curată deja și n-am ce face, mă duc la alergat și alerg până nu mai pot și după aia mă simt mult mai bine. Deși cred că ar trebui să ne confruntăm problemele, uneori ai nevoie de niște timp singur să te gândești înainte să-ți rezolvi problemele or whatever. So, îmi place mereu să alerg când sunt stresată sau să fac curățenie. Numărul 12. Am 2 căței și îi ador. El e unul dintre ei. And then, this is the happiest puppy that you will ever see. Hi, buddy. Come here. Hey! All of my friends are obsessed with MJ, which how could you not be? He's a toy poodle. Ar trebui să vorbesc înapoi, românește. El are aproape 10 ani. Hey, bud. El e cățelul meu din copilărie și când m-am căsătorit cu Andrei, l-am mutat în apartament cu noi. Și mai avem un cățel și o cheamă Luna, dar ea acum este la bunicii ei. Țara mea preferată deocamdată este Portugalia și abia aștept să mă duc. Nu m-am dus vreodată în Portugalia, dar a fost Andrei și mi-a zis că mi-ar place la nebunie, pentru că oricum îmi place foarte mult cum sună portugheza. Știu un pic de portugheză, fiindcă cumnatul meu e din Brazilia. O să mergem la vară, sper, în Portugalia și acolo... Poți să merg surfing and like, asta e visul meu, să stau lângă mare și să merg la surf and să stau la soare cu căței, so sper să putem ajunge acolo vara viitoare. 14. Cânt la pian, la chitară și la ukulele și la cajon. M-am învățat singură să cânt la toate instrumentele astea. Instrumentul meu preferat este
ukulelele. Dacă aș putea, aș cânta la ukulele toată ziua și mi se pare un instrument atât de fericit. Adică poți să-l duci peste tot și oricând mergem la mare sau când mergem în pădure și avem, like, foc de tabără, mereu duc ukulelele cu mine și cânt cu prietenii, because why not? We should all sing and be happy. La 16 ani am format o trupă de băieți, clar, pentru că la 16 ani cui nu-și dorește să fie într-o trupă de băieți. Am compus vreo 12 piese singură și după aia le-am înregistrat la un studio și am scos CD-ul și acum că mă uit în spate, I'm a little embarrassed, yeah. Dar a fost un timp foarte fain și mi-a plăcut să fiu în studio și să cânt. Yeah, so I had my own band and that was really fun. 16, am construit o casă pentru orfani. Am făcut mult voluntariat. Am lucrat mult la orfelinat. Am lucrat și la un adăpost de zi și de noapte pentru copii fără casă. Și acolo lucram de 3 ori pe săptămână și mă duceam acolo cu ukulelele sau cu chitara și cântam cu copii și vorbeam și încercam să... No, încercam să le dau speranță și să le spun despre Dumnezeu și să petrec timp cu ei. And, oricum, erau niște cazuri foarte rele și greu de înțeles și am fost foarte supărată când am văzut atâția copii care merg la orfelinat și am început la 13 ani să strâng fonduri, să construiesc o casă pentru fetițe și băieți, să fiu adoptați de către familii creștine care vor să aibă copii, care vor să aibă grijă de ei și să se simte ca în familie. Și acum am o casă construită cu 7 camere și 3 băi și o bucătărie mare și o cameră de counseling și am o familie care locuiește acolo și da, so I'm really, really happy about that. 17. M-am căsătorit la 20 de ani with my high school sweetheart. Eu cu Andrei suntem împreună de aproape 4 ani și suntem căsătoriți de 2 luni jumate. And yeah, I'm a happy little wifey. 18. Mâncarea mea preferată. Ador cartofii pai, deci este mâncarea mea preferată. Aș putea să mănânc cartofi pai non-stop și chiar am făcut asta într-o vară. Într-o vară am descoperit serialul Suits și mă trezeam la 10 dimineața, 11 dimineața și îmi făceam cartofi pai. Îmi făceam vreo 500 de grame de cartofi pai și luam un litru de înghețată și doar luam cartofii pai și îi puneam în înghețată și îi mâncam non-stop. A fost o vară de vis. M-am îngrășat vreo 5 kg, dar s-o meritat. 19. Îmi place foarte mult să gătesc și să fac rețetele mele. Cel mai mult îmi place să fac brioșe sau chestii dulci și micul dejun. În fiecare dimineață fac un smoothie și fulgi de ovăz. I change things up all the time. Dar îmi place foarte mult să gătesc și să fac rețete și să urmăresc rețete noi. And yeah, I love to cook. Și ultimul lucru pe care o să vi-l spun despre mine e că m-am lăsat de facultate. Da, asta e un lucru pe care nu i-am zis nimănui încă, doar la niște prieteni apropiați și la familie. Și am mai multe motive, dar o să las detaliile pentru un alt videoclip. So, yeah. Asta au fost 20 de lucruri despre mine și acum o să încep să vorbesc în engleză din nou pentru că mi-e un pic mai ușor. So I really hope that you enjoyed my video in Romanian. I'm sure I had some grammatical mistakes. You can totally correct my Romanian. I deal with it all the time. So I really hope that you guys enjoyed this video. If you did, you can give it a thumbs up and you can subscribe to my channel because why not? And I try to post at least once a week, but recently I've been getting a little bit behind, but I'm sorry, I'm going to try to make up for it. I just hope that you guys have an amazing week and that you stay positive no matter what you're going through and that I'll be that and that's it. So I will catch you guys in the next video.